să ne jucăm ceva. Lidia, te rog să vii aici la ProSop. Poți să scapi și de microfon. Și Răzvan, te rog să te duci la primire. Vă explic imediat despre ce este vorba în această provocare de vară, pură de vară. Challengeri pentru Răzvan și Lidia vor fi Flavia și Amalia. Jocul este foarte simplu. Trebuie să transporți cu un prosop cât mai multă apă prin aer, așa cum ați și călătorit. Unul dintre concurenți trebuie să înmoaie prosopul în apă, să ia cât mai multă apă în prosop și să-l arunce la colegul lui care este la 2 metri, 2 metri și jumătate, sau, mă rog, o distanță apreciabilă, fără să piardă prea multă apă din prosop. La primire, prosopul trebuie stors în găleată. După un minut și jumătate vom cântări găleata să vedem câtă apă s-a stâns și mai ales cine câștigă. Vă rog să aruncați. Dacă sunteți, prieteni, dacă vă înțelegeți bine, să aruncați lejer. Dacă aveți lucruri de împărțit sau de reproșat ceva, să aruncați tare. Să se piardă multă apă. Pentru că n-ai venit cu mine cu tribomba, cum se numea. Pentru că n-ai mai venit la scuba, vezi tu acum. Arza, n-a fost la scuba, așa ne-a zis. Nu, că s-a scufundat sub apă. Atenție mare, în 5, 4, 3, 2, 1. Prima mână. Flavia reușește să stoarcă prima, dar Răzvan, fiind mai puternic, reușește probabil să adune mai multă apă. Merge mai departe. Primul stors. Era bună piesa aia, suflecată până la brâu, Michi. Ducea prosoapele la râu. A doua mână de stors. Bă, dar strânge Răzvan ăsta, i-a venit forța în brațe după cheltuiala asta. Cornele, ca să-l anim pe Răzvan, poți să mai arăți pozele cu cardul. Ia uzi! Jos! În sfârșit înțeleg de ce l-am chemat pe Memelu la muncă, are și el niște cadre bune, nu se pot da la televizor, Memelu, mulțumesc. Doamne, câți bărbați visează momentul ăsta la Flavia și Răzvan la râu, storcând rufele după o spălare asiduă. 30 de secunde, domnilor, imediat vine cântar oficial. Bă, dar stoarce, bă, Răzvan. Flavia zici că a spălat la mână toată viața. Are și poziția corectă. Și stop timp, ultima stoarcere. Stop muzică. Stop toate. Doamnelor și domnilor, deși nu e frumos să faci asta cu femei în platou sau cu un boxer veritabil, cum este colegul meu Răzvan, a fost de 6 ori la box. Proba cântarului alături de noi. Stop. Să nu furăm. Hai să vedem câte grame de... Te bat cu prosopul. Prinde-mi și mie de toartă, Răzvane, treaba asta. Cântar oficial, vă rog. Cântarul oficial. Hai să vedem cu tot cu găleată. Să vedem cât avem. 3,95 kg cu tot cu găleată. 3,90 kg. 3,90 kg după resetare. 3,90 kg. Te ajut eu. Așa. Cântar. Ține tu de el. Lidiei și lui Cornela trebuie să le explic 4 minute ce e ăsta. Un cântar. Lidia n-a văzut cântar în viața ei, evident. Hai, că n-are și de Aurica ce. Aurica a crezut că e termometru. și când l-a văzut Cornel al meu și l-a băgat sub braț, a crezut că e de luat temperatura. Deci avem 3,90 kg cântar oficial pentru băieți și echipa... Imediat să ne resetăm. Și emoții. Cum zero? Atât de puternic sunt? Imediat. Minus. Băi, Aurica, stați să-l resetăm. Imediat. Da, hai să nu băgăm divinitatea. Emoții. Reset și... 4 kg și... Nu. Stai, băi. 4 kg și 100. Ia, pune jos aici. Păi cum, că se vede?
vede și la ochi, n-auzi cum zice? Cum mă se vede la ochi? Păi e mult mai multă apă la fete, Răzvan. Unde-i, mă, băiat? Doamnelor și domnilor, câștigătoare la puncte, fetele noastre care au câștigat prima oară anul ăsta ceva. Bă, incredibil, bă. Asta e, trebuie să mai bine că n-am pus vreun pariu, Doamne ferește. Bă, dau gălețile. Bă, dar stoarce Flavia asta. Ai văzut-o? Ai zis de mine, dar dânsa n-a mai rămas picătură. I-a venit la capăt, băi. Flavia e și foarte antrenată în perioada asta. Da. Bravo, Amalia, cum în moi tu, nu-n moaie nimeni. Flavia, cum storci tu. Ce înseamnă? Ce înseamnă să... Da. Că mi s-au uscat mâinile, că n-am mai spălat de mână la de 100 de mii de ani. De bine, da, dar eu știu ce ai fi stors tu. Cărțile alea, Casă de Piatră și La Mulți Ani îți dorește regia. Ani, talent. Cum se și zice ca mașina de spălat. Avem o ultimă fotografie din Maldive. Nu înțeleg, e o mână întinsă și cineva care o miroase. A, nu, o pupă. Să se pupe mâna, să se pupe mâna. Și nu, măcar, mă, tu ești prietenul meu, mă, așa te-a considerat prietenul meu, mă. Cornel, te-a ținut la 5 stele. Ce am făcut? Am arătat poze cu tine la nudiști, că am fost la nudiști. Nu, alea nu, las. Vorbesc serios. Băi, dar ți-a pupat mâna? Dar ce era pe mână? Bă, l-am dus cu baghiu, băi, am dat cei mai buni homari din Oceanul Indian. S-a îmbrăcat în echipamentul de scuba și nu mai venit. A intrat, așa. Am rămas singur. Am sunat pe Radu, nu știu pe cine. Mă uitam cu el, eram pe videocall. Și când în spate apare unul cu niște labe, Răzvan face băie să nu-i spui Lidiei că am ieșit după 2 minute, că te supără. Ea s-a dus. A, deci, dar a intrat. Bravo. Păi da, mă, dar ea a făcut scuba pentru videoclipul de la sub apă. Și eu n-am prins cu Ati la momentele de... Ai avut tiribomba pe sus? Păi am, toată lumea știe că am vertij, mi-e frică de înălțime, știi? Are și micuț. Și vertij. Nu știu ce pierdut, am văzut rechin. Am văzut dietetie. Și ești de mine nu s-a apropiat că eu mă asemăn cu el, știi? Hai, mână, lasă, că întreabă fanele. Inel, unde e? Uite, încă un rechin. Unde e inelul? Ce inel? Nu mă odată asta, mă, că aveam eu la papucea ce să mai ia inel. No, Tibi, dragă! S-o lua papuci, nu mai rămas bani, inel! Nu mai rămas bani. Hai să luăm scurtă pauză și după pauză să ne băgăm nasul la Vlăduț în bucătărie. Bă, dar tu ești nesimțit, mă, tu... Ce-am făcut? Păi nu știu, mă, nu știu, prietenul tău, colegul tău de emisiune, măi, mă, terfelești pe aici. Păi eu... M-au bătut și astea la... Eu? Cornel este de vină. Vezi să nu se udă. Vasile, dacă era Cocârț acolo, la fel dădeai cu piciorul? Nu, niciodată, pentru Cocârț întotdeauna ne găsim. Ai grijă de ele, că la cât o costat, să nu le udăm. Aurica, s-o duci pe brațe, că e nisip aici. La mașină s-o duci pe brațe.